Dragi studenți, ori așa am început toată săptămâna asta practic fiecare întâlnire, încălcând normele de protocol. Stimată doamna prim-prorector a Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara, stimați prodecani și de departamente, onorată asistență, iată ne ajuns la final, dar orice final este pentru noi un alt început. Am marea bucurie să aud peste tot că studenții FISHPA sunt deosebiți, ei sunt ingenioși, ei sunt gata să, mă rog, sunt participativi, pun întrebări, caută răspunsuri și lucrul ăsta mă bucură. Cred că ați avut, spre deosebire de un program mai obișnuit de activități didactice și extracurriculare pe care le aveți și dumneavoastră împreună cu profesorii, acesta cumva a dus la o comunicare mai intensă cu profesorul într-un alt format. Ați avut o sursă de formare și informare și formare, una foarte consolidată, ceea ce vine dinspre instituțiile specializate a domeniului dumneavoastră de formare profesională. Astăzi este ultima zi în activitățile noastre care sunt dedicate zilelor studentului FISHPA. Noi am început această săptămână cu mult entuziasm, cu multă energie. Acum cred că la sfârșitul săptămânii noi toți suntem influențați de evenimentele care au avut loc ieri. Și sper că noi să trecem cu dumneavoastră uniți și prin acest eveniment, toți împreună. Vreau să felicit toți studenții și vreau să felicit colegii mei și să le mulțumesc foarte mult pentru efortul depus, pentru că în spatele acestor evenimente a fost depus o muncă enormă. Deosebit FISHPA și de mediul academic al Universității de Stat din Moldova. Succes și sănătate! Gala studentului FISHPA înseamnă foarte mult pentru noi, studenții de la FISHPA, și inevitabil ne oferă încă o diplomă în amalgamul nostru de diplome din CV și alte oportunități, desigur.